Salata de roșii verzi din aceste roșii, salată delicioasă cu ceapă, roșii verzi, puțină sare și ulei. Un deliciu. Bună ziua, bună ziua! Astăzi vom face o salată de roșii verzi și vom avea nevoie de circa 1 kg de roșii verzi. Eu aici am 1,2 kg. Deci după ce le curățim de coajă, le fierbem, deci vă rămâne 1 kg. Aici am o ceapă, circa 70 de grame, o ceapă potrivită, ulei, tot așa, în jur de 50 de grame. Punem, acum depinde de fiecare cât de mult dorește, sare. Și aici am o oală cu apă, unde am să pun roșiile la fiert. Ceapa am tăiat-o deja. Voi pune unulița mea aici. Eu am încălzit puțin apa ca să fiarbă mai repede. Voi pune roșiile spălate, curățate de codițe și le punem la fiert. Vedeți? Roșii de țară, culese din grădină. Așa. Scoatem codița și le punem la fiert. Vedeți? Aici avem roșiile. Și le punem aici o roșie. Și să vedem dacă este coaptă. O să încercăm cu o scobitoare sau cu o furculiță. Vom lua această coajă și le vom desface puțin să iasă toată apa din interior. Dar cred că sunt gata, că sunt moi în apă. Vedeți? Așa. Și acum le voi scoate aici pe farfurie. Vedeți? Sunt fierbinți. Să se răcească puțin, ca să putem lua această piele și le vom și desface puțin să iasă apa din interior. Acestea sunt toate roșiile, 1 kg de roșii. Le înțepăm cu furculița și dacă sunt, vedeți, sunt moi, furculița intră ușor, înseamnă că sunt gata. Acum vom curăța cojile. Această piele o vom da jos și vom face imediat salata. Aici mi-am pregătit o sită. O să le desfacem și o să punem să curgă toată zeama. Așa. Vedeți? Și acum vom lua această piele. Le vom curăța pur și simplu. Puțină răbdare. Așa. Sunt fierbinți. Le lăsați puțin să se răcească. Așa. Și acum le vom desface. Nu prea au apă, vedeți? Deci dacă au foarte multă apă, le punem la scurs. Acestea nu au și le voi pune direct pe tocător să le tocăm. Eu am să curăț 2-3 să vă arăt. Partea de jos o dăm deoparte. Aceasta nu are. Deci dacă au apă în interior, le punem așa pe tocător și le tocăm bine. Acum mai luăm încă o roșie. Și tot la fel curățim această piele. Așa. Vedem dacă am luat toată această piele, încă nu. Și tăiem în două. Vom scoate partea de jos.
parte de aici. Așa. Mai luăm încă una, să tocăm, să le tocăm așa pe toate. Ele când sunt puțin reci, le puteți ține în mână și ia uitați cum se curăță, vedeți? Așa. Dăm deoparte. Scoatem acest cotor de aici. O tăiem și dacă vedem că nu are zeamă multă, o punem pe tocător. Mai curățim încă una. Și imediat tocăm să vă arăt salata. Cum o fac eu. Eu adaug toate aceste roșii, având în vedere că sunt în direct, am să fac doar puține, să mă uit și la cuptor. Să nu le arde. Așa. Și să curățim, să scoatem acest cotor de aici. Nu-l scot înainte ca să nu intre, ați văzut, să nu intre prea mult apă în interior. Așa. Și ia să vedem dacă am curățat bine totul. Tăiem așa în două, vedem că nu are apă și acum să tocăm. Și vom toca așa bine totul. Eu mi-am pregătit aici un vas unde voi pune roșiile. Această rețetă mi-aduce aminte de copilăria mea, de bunici. Voi pune puțină ceapă, aici am ceapă pentru toate roșiile, având în vedere că facem câteva, să vă arăt, așa, și ceapă o puneți după gust, tăiată mai mărunt, mai mare. Vom adăuga și puțină sare dacă dorim. Eu nu am să pun, pentru că, cum am mai spus, încercăm să eliminăm sarea și zahărul încet, încet și adăugați ce sare, condimentați bine și punem și ulei. Ulei tot la fel după gust. Așa. Și amestecăm foarte bine salata noastră.
Este un deliciu. Să încercați să vedeți ce bunătate. Ce deliciu. Vedeți cum arată? Un deliciu. Să încercați. Aceasta este rețeta de astăzi.